Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giugiu. Iată pe scurt principalele subiecte ale zilei. Rezultate slabe pentru Giugiu la simularea bacalaureatului. Medicii se pregătesc de grevă generală. Dezastru la Giugiu simulat de pompieri. Acțiuni dedicate apei la Palatul Copiilor. Vreme rece toată săptămâna la Giugiu. Liceenii giugiuveni nu sunt pregătiți să treacă cu brio de probele examenului de bacalaureat. Asta arată rezultatele simulării probelor scrise, susținute de elevi din clasele a 11-a și a 12-a. Sub 25% dintre ei ar promova examenul dacă ar repeta ce au scris la simulare. Elevii giurgiuveni de clasa a 11-a și a 12-a nu au impresionat cu cunoștințele lor la simulările examenului de bacalaureat și au obținut rezultate care situează județul Giurgiu printre ultimele din țară. În urma simulării probelor scrise ale examenului maturității, 24,7% dintre elevii din ultimul an de liceu au obținut note mai mari sau egale cu 6, media de promovare a bacalaureatului. Rezultate și mai slabe au înregistrat elevii de clasa a 11-a. Procentul celor cu note mai mari sau egale cu 6 este aproape 15%. Pe discipline, lucrurile se prezintă astfel. La disciplina Limba și Literatura Română, la clasa a 11-a, 41,3% dintre elevi au obținut note mai mari decât 5, iar la clasa a 12-a, 55%. La proba obligatorie a profilului, disciplinele matematică, respectiv istorie, la clasa 11-a, 26,5% dintre elevi au obținut note mai mari decât 5, iar la clasa 12-a, 40,4%. Și, în sfârșit, proba a treia, proba la alegere conform specializării, pe care au susținut-o decât elevii de la clasa 12-a, aici rezultatele au fost mai bune, 53,5% dintre elevi obținând note mai mari decât 5. Aceste note nu vor fi trecute în catalog decât dacă elevul o cere, dar vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ. Este un semnal de alarmă ca pregătirea să se intensifice, atât elevii cât și cadrele didactice să trateze cu seriozitate acest aspect și fiecare școală să analizeze rezultatele și să ia măsuri astfel încât la examenul din iulie rezultatele să fie bune, așa cum spunem de fiecare dată. În ceea ce privește prezența liceenilor la aceste simulări, media a fost de 85% față de circa 75% cât a fost anul trecut. Mii de medici din toată țara sunt de ieri în grevă japoneză timp de o săptămână. Angajații din sistemul de sănătate au recurs la această formă de protest din cauza negocierilor nefavorabile cu Ministerul Sănătății. Dacă medicii din spitale sunt nemulțumiți de condițiile de muncă, medicii de familie nu sunt de acord cu faptul că nu s-au adus modificări noului contract cadru ce va intra în vigoare de la 1 aprilie. Încă o dată se demonstrează că sistemul sanitar din România este unul bolnav, presărat cu multe lipsuri. Angajații acestuia sunt de luni în grevă japoneză. Timp de o săptămână, doctori, asistente și infirmiere protestează față de salariile mici și condițiile dificile în care sunt nevoiți să muncească. Sindicaliștii amenință cu grevă generală în 18 aprilie, dacă revendicările lor nu vor rămâne fără răspuns. În această situație vor fi asigurate doar urgențele. În ceea ce îi privește pe medicii de familie, nemulțumirile sunt legate de noul contract cadru ce va intra în vigoare de la 1 aprilie. La nivelul județului Giurgiu se află în această situație peste 120 de medici de familie. Reprezentanții noștri pe structură de medicină de familie, de exemplu că despre, eu vorbesc despre medicina de familie, medicina primară, suntem nemulțumiți. Din ce am cerut noi la negocieri, absolut nimic nu s-a modificat. Și mă refer așa, acest contract cadru va funcționa pe 2 ani, 2016-2017, deci pe o perioadă de 2 ani de zile, destul de îndelungat, trebuie să fim foarte atenți ce negociem acolo și încă nimic nu s-a aprobat. Valoarea punctului rămâne demodificată la per serviciu medical, iar la valoarea la per capita
se mărește cu 0,5 puncte. Cea mai mare nemulțumire a medicilor de familie este legată de finanțarea medicinei primare, care are o valoare mult mai mică față de ceea ce a fost până în prezent și ceea ce au cerut. Totodată, sindicaliștii cer pentru angajaților gratuitate și prioritate la serviciile medicale, iar unele dintre ele să fie decontate mai mult. Casa de cultură a tineretului din Giurgiu va fi grav avariată în urma unui seism puternic. Se va produce explozie urmată de un incendiu, iar mai multe persoane vor fi rănite. De asemenea, o barcă cu pescari se va răsturna, iar o auto utilitară cu butelii va fi implicată într-un grav accident rutier. Deși pare un scenariu de groază, într-o situație reală totul este posibil. Pentru asta se pregătesc cei de la ISU, care joi își vor testa capacitatea de reacție în cadrul unui exercițiu. Joi, începând cu ora 9:30, alarmele vor răsuna în municipiul Giurgiu pentru a semnala producerea unui dezastru, în urma producerii unui seism de mare intensitate. Scenariul în care vor fi angrenate impresionante forțe de ordine și intervenție face parte dintr-un exercițiu al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu pentru a se testa capacitatea de reacție și răspuns în urma unui seism major. Potrivit scenariului, joi, începând cu ora 10, Casa de Cultură a Tineretului va fi grav avariată. O persoană va fi surprinsă sub dărâmături, în timp ce simultan se va produce o explozie urmată de un incendiu, iar mai multe persoane vor fi rănite. De asemenea, pe bulevardul Mihai Viteazul va fi simulată producerea unui eveniment rutier cu consecințe grave, în care vor fi implicate două auto-utilitare, dintre care una care transportă butelii. Într-o altă locație, o barcă în care se vor afla trei pescari se va răsturna, doi dintre aceștia fiind dați dispăruți. Având în vedere că alarmarea populației prin sistemul de alarmare din oraș va dura 2 minute, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu recomandă populației să se familiarizeze cu acest semnal, dar să nu întreprindă nicio măsură, semnalele fiind premergătoare desfășurării exercițiului. Ziua Mondială a Apei este sărbătorită în fiecare an pe 22 martie. Pentru a marca evenimentul, 15 elevi de la 5 școli din municipiu au participat la un concurs de cultură generală pe tema apei. Acțiunea s-a desfășurat în incinta Palatului Copiilor din Giurgiu. Elevii Cercului de Chimie Experimentală din cadrul Palatului Copiilor din Giurgiu au marcat astăzi Ziua Mondială a Apei. Evenimentul se celebrează în fiecare an la data de 22 martie. Acțiunea dedicată acestei zile a fost una interactivă și s-a desfășurat în incinta Palatului Copiilor din municipiu. Pentru al treilea an consecutiv, partener al evenimentului a fost Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu. Astăzi, 22 martie, celebrăm la Palatul Copiilor Ziua Mondială a Apei ca în fiecare an. În acest sens, elevii de la Cercul de Chimie Experimentală se confruntă într-un concurs pe tema apei, au realizat de asemenea o expoziție de postere pe tema apa și viața și vor viziona și un film intitulat Apa, miracolul vieții. Apele Române este partenerul acestei acțiuni pentru al treilea an consecutiv. Cu ocazia acestui concurs se vor înmâna diplome de implicare ale copiilor în această activitate, precum și alte premii, având în vedere că ei sunt chimiști la început, ca să zic așa. Noi le vom oferi materiale de laborator pentru a le ușura activitatea în acest sens. Sub sloganul Apa, miracolul vieții, 15 elevi de la 5 școli din municipiu au demonstrat că dețin informații importante despre apă și importanța ei în viețile noastre. Școala numărul 2 de asemenea primește 10 puncte. Felicitări! Școala numărul 4, 10 puncte. Felicitări! Școala numărul 5, 10 puncte. Și școala numărul 8, 10 puncte. Felicitări! După mai bine de o oră, timp în care elevii au răspuns la întrebări, s-au desemnat și câștigătorii primului loc în clasament. Este vorba despre elevii școlii numărul 1. Locul 2 în clasament a fost ocupat de școala numărul 8, iar cel de-al treilea loc a fost ocupat de elevii școlii numerele 4 și 2. Partenerii acțiunii i-a răsplătit pe câștigători cu premii. La Rio de Janeiro s-a instituit în 1992 Ziua Mondială a Apei, cu scopul de a se aduce în atenția opiniei publice problemele legate de necesitatea protejării resurselor de apă ale terei. În România, sărbătorirea Zilei Mondiale a Apei are loc din 1993, iar la Giurgiu, preșcolarii și elevii au fost angrenați și anul acesta într-o serie de acțiuni consacrate acestei zile.
apei, lichidului esențial în menținerea vieții, i s-a atribuit o zi de meditație și acțiune în scopul protejării rezervelor existente la nivelul mapamondului. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro la 22 decembrie 1992. În România însă sărbătoarea se marchează din 1993, astfel că agențiile de protecție a mediului sunt primele implicate în activități legate de Ziua Mondială a Apei. După cum se știe, apa este un factor de mediu important și indispensabil vieții. Îndeplinește în organism multiple funcții, iar fără apă toate reacțiile biologice devin aproape imposibile. Lipsa de apă sau consumul de apă poluată are multiple consecințe negative asupra omului și sănătății sale. La Giurgiu, laboratorul de calitate a apei monitorizează apele din oraș și județ și este parte a sistemului județean pentru gospodărirea apelor, al cărui sediu se află la Mihăilești. Laboratorul de calitate a apelor Giurgiu monitorizează apele de pe teritoriul județului nostru. Ne referim aici la ape de suprafață, ape subterane, dar și ape uzate. Noi nu lucrăm analize de apă potabilă, e bine de știut acest lucru. Monitorizăm calitatea apelor de suprafață în special, da? La modul să nu existe poluări, să nu se evacueze de la anumite instituții substanțe care poluează râurile, pentru că ei sunt principalii receptori în cazul unităților care își desfășoară activitatea pe teritoriul nostru. La Giurgiu, Agenția pentru Protecția Mediului s-a implicat într-o serie de acțiuni în care au fost angrenați preșcolari și elevi din municipiu și județ pentru a marca evenimentul de la 22 martie. Cu acest prilej, Agenția pentru Protecția Mediului din Giurgiu a participat la o serie de acțiuni inițiate de mai multe școli și grădinițe din oraș. Școlile au proiecte destinate acestui scop, iar noi participăm pentru a disemina informații despre importanța protejării mediului înconjurător. După o zi în care soarele a strălucit pe cer și s-au înregistrat temperaturi de până la 19 grade Celsius, de astăzi au început ploile și temperaturile au scăzut. Ploile se domolesc de joi, însă vremea continuă să fie închisă. Temperaturile se mențin scăzute și va fi mai rece decât în mod obișnuit. Anul acesta, primăvara a debutat cu vreme închisă și ploi și nici de cum cu zile însorite, așa cum ne așteptam toți. Zilele însorite și cele mohorâte se alternează, astfel că după ziua de ieri, când s-au înregistrat maxime de 19 grade Celsius, de astăzi avem parte de vreme închisă și ploi. Mai mult, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de precipitații, în general moderate cantitativ, ninsori consistente la munte, intensificări ale vântului și răcire, începând de azi dimineață și până joi la ora 18. Mai ales pentru data de mâine vom avea cantități de precipitații cuprinse, acumulate între 15 și 25 de litri pe metru pătrat. Viteze, intensificări ale vântului ce va atinge la rafală 55-60 de kilometri la oră, iar temperaturile maximele, de exemplu, vor fi cuprinse între 9 și 11 grade pentru zona dumneavoastră și minimele între 5 și 7 grade. Ploile vor dispărea treptat de joi, însă temperaturile se vor menține scăzute. Vântul va fi mai slab, iar valorile termice vor fi de maxim 10-12 grade, iar minimele între 2 și 4 grade Celsius. Chiar dacă ploile se mai domolesc, soarele rămâne absent și în weekend. Secretar al Uniunii Scriitorilor din România între 2005 și 2009 și vicepreședinte începând cu 2009, Gabriel Chifu este poetul și prozatorul născut la Calafat pe 22 martie 1954. Opere ale scriitorului român au ajuns să fie cunoscute din comunitatea românească a Voievodinei până în îndepărtata China. Dincolo de premiile obținute de către Gabriel Chifu pe plan intern, scriitorul venit pe lume la Calafat pe 22 martie 1954 are meritul de a fi intrat în vizorul unor nume mari ale condeiului și criticii din România, Nicolae Manolescu, Alex Ștefănescu, Ștefan Augustin Doinaș, fiind doar o parte a celor care au scris de-a lungul anilor despre poezia lui Chifu. Sălașii în inimă este unul dintre volumele de versuri scrise de poetul și prozatorul oltean, acestuia adăugându-i se titlurile altor publicații
publicații de poezie de după 98 încoace, precum La marginea lui Dumnezeu, Baston de orb sau Ploaia trivalentă, asta ca să vorbim doar de o parte a poemelor recent scrise. Însemnări din Ținutul misterios este titlul altei lucrări conținând poemele lui Chifu, o carte analizată și de politicianul și scriitorul Varujan Vosganian. Ceea ce cred eu că este foarte important în această carte, dincolo de talentul autorului, este faptul că ea este rezultatul unei întâlniri cu moartea. Gabriel Chifu se poate mândri cu faptul că operele sale au apărut de-a lungul vremii în reviste literare din mai multe state europene și asiatice, o dramatizare a romanului Relatare despre moartea mea fiind pus în scenă la Teatrul Românesc din Voievodina, iar varianta tradusă a romanului Cartograful puterii a apărut în China în vara lui 2012. Jurnalul TV Giurgiu continuă acum cu rubricile Sport și Meteo. Premieră mâine seară la Giurgiu, când Naționala României va susține un amical împotriva selecționatei Lituaniei. Prima partidă dintre două echipe naționale care se desfășoară la Giurgiu. Întâlnirea fotbalistică de pe Marina Anastasovici va începe la orele 20 și va fi urmărită de aproximativ 7.000 de spectatori. În vederea acestei partide, dar și a celei de duminică cu Naționala Spaniei, selecționerul Anghel Iordănescu a convocat 25 de tricolori, printre cei convocați fiind și doi jucători ai Astrei. Este vorba despre portarul Silviu Lung Junior și despre capitanul Giurgiu venilor Valerică Găman. Tichetele pentru partida amicală România-Lituania au fost puse la dispoziția suporterilor începând de sâmbătă la casele de bilete din Giurgiu. În ziua meciului, tichetele putând fi achiziționate și de la casa de bilete a stadionului Marina Anastasovici. Aceasta se va deschide mâine, 23 martie, la ora 10:30 și va rămâne deschisă până la fluierul de start, respectiv până la ora 20. Prețurile biletelor sunt cuprinse între 20 de lei la peluză și 65 de lei la tribuna 1, sectoarele centrale. Surpriză mare în conferința de presă a clubului Astra Giurgiu, respectiv cea de la finalul partidei cu ASE Ardealul Târgu Mureș. Jurnaliștii au observat că înaintea începerii meciului, antrenorul Marius Șumudic a discutat mai mult cu Adrian Mutu și evident au fost curioși și cu privire la subiectul discuției. Ce ați vorbit cu Adi Mutu înainte de meci? Cu Adi Mutu i-am propus ca de la vară să vină la noi. Îmi doresc din suflet să-l aduc și cred că Adi Mutu cu Șumudic ca antrenor poate să crească mult mai mult și să joace bine. Îmi doresc să-l aduc jucător aici, dacă voi rămâne în continuare și vedem ce se întâmplă cu cele două luni de suspendare. Dacă jucăm în Champions League, îmi doresc să-l iau pe Adi. Dacă vrea să vină, el a zis că vrea. În plus, Astra se pregătește să-l transfere la Giurgiu pe atacantul liberian Secu Oliseh, un fotbalist care este extremă stângă, dar poate vă lua și în dreapta sau în centrul atacului. Sunt discuții avansate și sperăm să putem legitima cât de curând. Este un jucător foarte bun, un jucător cu calitate, un jucător care cred că ne va ajuta. Răsturnarea de situație din seria Sud a Ligii a 4-a fotbalistice a relansat lupta pentru câștigarea campionatului județean. După ce Arsenal Malu a luat 3 puncte acasă în partida cu rivala Unirea Izvoarele, iar Dunăre a pierdut 2 puncte în urma egalului de la Valea Dragului, socotelile pretendenților la titlu sunt deja altele. În momentul ăsta șansele sunt la noi, trebuie să ne jucăm singuri meciurile, nu mai depindem de nimeni. Din câte am înțeles, Dunărea a făcut egal la Progresul Valea Dragului. Urmează un meci între Dunărea și Izvoarele, un meci foarte interesant, din care putem ieși noi câștigători. Sperăm să se termine egal săptămâna viitoare între Dunărea și Izvoarele, iar noi să ne câștigăm cele 3 puncte și să mergem spre play-off. Nu este un sfârșit, noi mergem înainte, batem pe Dunărea acasă și intrăm iar în luptă, că se mai pierd puncte, o să vedeți că se mai pierd. Noi suntem optimiști, noi suntem Unirea Izvoarele și mergem până la capăt. Cu privire la calificarea în play-off și la pretendentele la această calificare, capitanul celor de la Unirea Izvoarele este ferm. Eu cred că se joacă în 3, deși Mihai Bravo, am înțeles că s-a întărit, Mihai Bravo poate să mai scoată din să mai facă surprize frumoase, poate chiar să ne ajute și pe noi un pic, noi avem cu ei acasă, Malu are cu ei în deplasare, deci... Astăzi ați văzut și Dunărea Giurgiu s-a încurcat la Valea Dragului, 1-1. Malu a trecut la un punct peste noi, eu zic că o să fie bine și cred eu că avem șanse mari să prindem play-off. Etapa de sâmbătă a fost a 16-a campionatului și a 3-a din retur și s-a încheiat cu rezultatele.
După etapa 16-a din campionat, Dunărea Giurgiu rămâne pe primul loc la 4 puncte de Arsenal Malu și la 5 puncte de Unirea Izvoarele. Însă situația în clasament se poate schimba după derbiul etapei viitoare, când Dunărea Giurgiu va avea un meci greu în deplasare la Unirea Izvoarele. Meteorologii anunță că pe parcursul zilei de 23 martie, vântul va avea intensificări temporare în majoritatea zonelor, cu rafale de peste 55 de km la oră, chiar 60 de km la oră în regiunile sudice și la munte. Pe timpul zilei, temperaturile vor fi în scădere, caracterizând în cea mai mare parte a țării o vreme rece pentru ultima decadă a lunii martie. Miercuri la Giurgiu va continua să plouă, vântul va avea intensificări, iar maxima zilei nu va depăși 11 grade Celsius. În județul Giurgiu se vor înregistra 10 grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 11 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 26 de km pe oră din direcția est-sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 88%. Apele Dunării sunt în scădere cu 45-55 de centimetri, cota probabilă fiind 464 centimetri. Este presa a patra putere în stat, de fapt a fost vreodată, sau este doar ultima redută a democrației într-o societate din care este greu să mai înțelegem ceva? Sunt doar câteva întrebări la care vor fi căutate răspunsuri în această seară la TV Giurgiu, în emisiunea Între Da și Nu. De la ora 21, colegul nostru Sorin Berbeniciuc i-a invitat pe unii dintre cei mai experimentați jurnaliști giurgiuveni să caute aceste răspunsuri. Rămâneți așadar cu TV Giurgiu. Acestea au fost principalele informații ale zilei. Sunt Nicoleta Pană. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Toate cele bune!